de lumânări și flori la liceul Ștefaniei, eleva de 15 ani din Mangalia care s-a sinucis. Diriginta fetei, cuprinsă de remușcări. Ce pățise fata, ieri, la școală. Ștefania, adolescenta de 15 ani din Mangalia care s-a sinucis, a lăsat în urma ei durere, revoltă, mustrare și multe lacrimi. Ștefania, adolescenta de 15 ani din Mangalia care s-a sinucis, a lăsat în urma ei durere, revoltă, mustrare și multe lacrimi. Fata era elevă la liceul Caldasus din Mangalia, iar aseară a decis să își pună capăt zilelor. Ștefania s-a aruncat de pe un fotel din Olimp. O notă de 3 și o notă de 6.5 au făcut o sece de zep psihic. Potrivit ultimelor informații, Ștefania a avut o zi dificilă la școală. Mai întâi, a luat nota 3 la mate pentru că nu și-a făcut tema. Nota nu a fost trecută în catalog, însă diriginta a mustrat-o pe elevă. Apoi, la ora de matematică, Ștefania a primit și rezultatul unui test la matematică, unde obținuse nota 6. 5. Diriginta Ștefaniei a avut parte de un șoc când a aflat ce s-a întâmplat cu eleva ei, iar acum se simte cuprinsă de remușcări. Ultima conversație a Ștefaniei, înainte de a se arunca în gol. Ștefania a avut o ultimă conversație cu un prieten, înainte de a se sinucide. Băiatul a încercat să o oprească pe fată, dar adolescenta era de neînduplecat și o oră mai târziu a aflat tragica veste. Adolescenta a semnalat că urmează să își pună capăt zilelor, din cauza unor probleme personale adolescentine. Adio, ăsta e ultimul meu mesaj. Mi-am ales singur acest drum. Sper că mă veți ierta pentru ceea ce fac. Lumea avea dreptate. Sunt o proastă și nimic. Aici te fi terminat. Virgulă a fost o parte din conversația cu tremurătoare.